Despre această perioadă se mai spune că este ruptă din postul mare, care la început ține 9 săptămâni, dar pentru că oamenii ieșeau prea slăbiți din iarnă, biserica a hotărât să-l scurteze cu 14 zile, mutându-le în vară când este belșug de fructe și legume. De aceea, pentru credincioșii care respectă toate canonele bisericești, postul Sfintei Marii este considerat la fel de sever ca postul de dinainte învierii Domnului. Nu se consumă produse din carne, lapte și ouă. Postul Sfintei Mării este considerat unul aspru, având în vedere că Biserica Ortodoxă ne cere în zilele de luni, miercuri și vineri ajunare până la ora 15. După această oră este permis numai consumul de mâncare uscată. În zilele de marți și joi se mănâncă fără ulei, iar sâmbătă și duminică este dezlegare la unt de lemn și vin. În postul Sfintei Marii este o singură zi de dezlegare la pește pe 6 august, când ortodoxii prăznuiesc schimbarea la fața Domnului pe muntele Tabor. Târgoviștean recunosc că nu vor ține tot postul, dar cel puțin pentru 3 zile vor renunța la carne, ouă și lapte și vor merge la biserică. Pentru unii, cea mai mare tentație în timpul postului o reprezintă dulciurile. Veți ține vreo zi post? Să sperăm că da. De ce nu? Este obișnuință în fiecare an să țineți postul Sfintei Mării sau țineți alte posturi? Da, țin și alte posturi și o să încerc și pe acesta. Veți merge mai des la biserică, să zic? Merg în fiecare duminică. Reușiți să vă abțineți de la alimente? De la dulciuri nu prea mă abțin, dar o să încercăm. 3 zile. Veți ține 3 zile post? Atât. Veți merge mai des la biserică? Când pot. Reușiți să vă abțineți de la alimentele de dulce? Mai puțin. La ce vă este cel mai greu să renunțați în această perioadă? În această perioadă sunt legume, fructe, nou. Este chiar atât de greu de ținut? Nu este greu în această perioadă. Este mai rău pe timp de iarnă? Da. Postul Sfintei Marii este un post cu dată fixă, începe în fiecare an pe 1 august și se termină în ziua dormirii Maicii Domnului pe 15 august.